Dă mai tare. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. Dacă știam cât de adu, mai de apă la cafea, luam și una. Băi, nu trebuie să fructele alea, mâncam acum. Oare e mit că o să aștepte cu gustare? Da, unde ți-i vinul, Carlec? Că eu n-am văzut nici în porbăgaș. Porbăgaș? Eu am văzut porbăgașul tău. Nu, înseamnă porbăgaș tău foarte mare. În România a câștigat un titlu de campion mondial de MMA și o medalie de argint la campionatele mondiale de arte marțiale pentru juniori, care se desfășoară până pe 21 august la Abu Dhabi, o competiție la care participă peste 500 de sportivi din 42 de țări. Daria Hainagiu a cucerit aurul mondial la categoria 44 de kilograme după un parcurs competițional fără înfrângere, care a culminat cu victoria în semifinale în fața unei luptătoare din Uzbekistan. În minutul ăsta. Adică azi înainte de limită prin knockout tehnic obținut în fața campioanei antitră Miroslava Boiciuc din Ucraina. Și colega Dariei Hainagiu, pe numele ei Mirela Cojocaru, a cucerit medalia de argint, medalia mondială la categoria 52 de kilograme. Aici la microfonul Radio Vacanța Mircea sunt și vă invit să ne ascultați și în continuare cu atenție și cu plăcere. Vai mi-e rău, vai mi-e rău. Mă doare stomacul, brusc. Păi ăla a făcut stânga, pe linie dublă, fără să semnalizeze. Și veneau trei mașini din față. Și pe ăla raportează. Și pe ăla, pe tot. Și în spate aveam și taxiul, care venea pe bandana.